O nouă profesie a apărut de puțin timp în județul Vaslui. Este vorba despre tunsător de ovine, meserie care a apărut de puțin timp pe aceste meleaguri. Cătălin Cercel, administratorul unei astfel de firme din Racovița, comuna Gârceni, spune că pentru o astfel de profesie, statul român încă nu a stabilit un cod CAEN. Tânărul întreprinzător a lucrat 15 ani în Spania în acest domeniu destul de complex de tuns oile. Acum un an s-a întors acasă și împreună cu alți consăteni practică această meserie. Cum a reușit să pună bazele acestei noi profesii, ne spune Cătălin Cercel. Practic ne ocupăm cu tunsul de oi. Ca și majoritatea ciobenilor, cum făceau și înainte și o mai și fac acum, ei când dă primăvara, vor să vină căldurile mari la vară, tund oile. Momentan nu e prea multă activitate pentru că încă e de vreme, cum vedeți dumneavoastră, e puțin cam rece în perioada asta, dar sunt unii care preferă să le tundă ca atunci când ies oile la câmp să aibă deja puțin lână, să aibă pai, cum spun ciobenii. Mulți încă le mai tund cu foarfecele, cum se tundeau și înainte, dar sunt cei care au mai puține oi, de exemplu 200, 300, pe când suntem aici într-o exploatație care are om 1600 de oi, ei se ocupă și cu agricultură, nu prea mai e timp de tuns la foarfec. Și atunci apelează la noi. Noi venim, îi tundim omului oaia și cam asta este. Care suntem aici prezenți, am învățat să tundim în Spania. Cel puțin eu, ca tunzător, am 11 ani de când tund în Spania. La ora vârsta de 18 ani am fost în Spania ca orice tânăr și căutând de muncă. Acolo am dat peste oameni la mine din sat care deja știau să tundă. M-am învățat odată cu ei, tehnica fiind cea de la spanioli. Deocamdată nu este un cod CAEN specific pentru tunsul de oi. A fost ceva nou. Ceva nou pentru doamna, pentru că am încercat... Pe parcurs îmi trebuie ceva adeverință ca pentru a aduce și alți tunzători din alte țări care au dorit să vină, dar trebuie să vină neapărat angajați. Ca să poți să-l angajezi la firmă, trebuie să treci firma ca tuns de oi. În Spania există, de exemplu, cod CAEN, în România nu. A trebuit să pună la codul CAEN principal alte activități în îngrijirea animalelor. Numărul mare de fermieri care cresc ovine asigură front de lucru. Firma vasluiană derulează astfel de lucrări atât în județ cât și în țară.